și Duhului Tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, inimă curată zidește într-o mine, Dumnezeule. Din Epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm. Să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de vei cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești îndreptați-l pe unul ca acesta, cu Duhul blândeții, în seama la tine, Iisus, ca să nu cași și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora. Și așa veți împlini legea lui Hristos. Și Duhului Tău, aliluia, aliluia, aliluia.